În Petroșani a avut loc vernisajul unei expoziții de fotografie. În cadrul manifestării titulate Salonul Studențesc de Artă Fotografică au fost prezentate câteva zeci de lucrări realizate de către studenți din Petroșani, Cluj-Napoca, Sibiu, Reșița și Iași. Expoziția a fost organizată de către Casa de Cultură a Studenților din Petroșani. Este a șaptea ediție a acestei manifestări, care a fost organizată inițial de către Casa de Cultură a Studenților din Petroșani, acum mai bine de 10 ani. Este vorba despre elevi și studenți și lucrări ale unor studenți de la facultățile cu profil de arte vizuale din țară, reprezentanțe ai caselor studențești similare. Este vorba de centrele universitare Cluj-Napoca, Sibiu, Reșița și Iași. Expoziția va fi deschisă publicului până în data de 4 decembrie.